Se strânge lațul în jurul fumătorilor. Deputații din Comisia Juridică și Comisia de Sănătate au respins marți toate amendamentele care modificau legea antifumat și au trimis legea numărul 349/2002 pentru prevenirea și combaterea efectelor consumului produselor din tutun la votul final în forma promovată de guvern cu mici modificări. Printre modificările respinse de deputați se numără redefinirea spațiului închis, interzicerea fumatului în autovehicule în prezența copiilor sau a femeilor gravide, ori amenajarea unor spații speciale pentru fumat în unitățile spitalicești de psihiatrie. Noul pachet de țigări va avea o imagine grafică pe 65% din suprafața pachetului. Aceste imagini vor trebui schimbate la fiecare 1 ianuarie de acum încolo, astfel încât oamenii să nu se obișnuiască cu acestea și să fie surprinși de alte imagini noi. Magdalena Ciobanu, expert în Ministerul Sănătății pentru Controlul Tutunului, a explicat că, potrivit actualei forme a legii, țigările mentolate vor mai putea fi comercializate până în 2019, însă vor dispărea de pe piață cele cu capsulă. Pachetele cu astfel de țigări care se află în acest moment pe piață vor putea fi puse în vânzare până la 20 mai 2017. Camera Deputaților este foarte decizională în acest caz. După vot, proiectul urmând să fie trimis spre promulgare la președintele Klaus Iohannis. După ce legea va fi publicată în Monitorul Oficial, prevederile vor intra în vigoare după 30 de zile.